Bună și bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Mulți dintre voi mi-ați scris întrebându-mă dacă sunt ok. Da, știu, era și normal ca unii dintre voi să îngrijoreze în privința mea, crezând că poate ceva rău s-a întâmplat cu mine. E drept, am lipsit foarte mult. De aproape 2 luni nu am mai apărut pictând în fața camerei. Dar asta nu înseamnă că am pus punct muncii mele. Așa precum mulți dintre voi, eu voi înceta să mai fac artă doar dacă nu voi mai exista pe acest pământ mare și plat. În urmă cu 2 săptămâni, imaginația mea alerga iurea peste dealuri și munți, fără să găsesc ceva bun care să mă inspire pentru a începe o nouă lucrare. Până când într-o zi, întâmplarea a făcut să mă întâlnesc, după o lungă perioadă de timp, cu un foarte bun prieten grec. În secunda 2, în mintea mea, a apărut grecul Alexandru cel Mare, în luptă cu elefanții. Și astfel, iată și inspirația mea, aici pe pânza de in, în primul ei stadiu, fiindcă ăsta este primul strat, peste care vor mai urma alte și alte straturi până la stratul al 7-lea. Eu pictez în 7 straturi. Și va dura așa de mult datorită detaliilor ce vor trebui redate cu atenție pentru a scoate în evidență totul ceea ce va trebui să pară. Această scenă de război cu elefanți este despre războaiele diahonilor sau războaiele de succesiune ale lui Alexandru între generalii lui Alexandru cel Mare. Asta s-a întâmplat în anii 322 și 275 înainte de Hristos. Luptele au avut loc în Macedonia, Grecia, Tracia, Anatolia, Levant, Egipt, Babilonia și Persia. Ei bine, cam asta este despre mine, despre gaura neagră a inspirației mele, de altfel o amnezie temporară de care nu este străin niciunul dintre noi artiștii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest scurt intro pe care vi l-am prezentat și sper ca și în viitor, la fel ca și până acum, să putem socializa împreună despre artă și alte mărunțișuri necesare nouă artiștilor. Cu voi a fost Gabriel, pe curând, dragi prieteni. Și nu uitați să dați un like, coment și subscribe pe canalul meu de YouTube cu numele de Barbu Gabriel. Pa!